Care sunt factorii care favorizează dezvoltarea sau apariția osteoporozei? Osteoporoza apare atunci când echilibrul dintre formarea și rezorpția osului este deplasat în favoarea resorpției. Acest echilibru este menținut în principal de factori hormonali, de aceea cel mai frecvent osteoporoza este cunoscută la femeile în perioada de menopauză, la care nivelul de hormon estrogen a scăzut. Dar nu numai în această situație. La osteoporoză sunt expuse și persoanele care suferă de alte afecțiuni hormonale ale glandei tiroide sau ale glandelor paratiroide, persoanele care urmează anumite tratamente ce pot afecta metabolismul osului, cum ar fi tratamentele cu substanțe cortizonice sau unele tratamente hormonale pentru afecțiuni neoplazice, precum și bărbații mai târziu decât femeile, adevărat, după vârsta de 70 de ani. Mai contribuie și unii factori de stil de viață mai puțin sănătos, cum ar fi fumatul sau consumul cronic de alcool. Influențează în vreun fel greutatea corporală? Este listat între factorii de risc pentru osteoporoză tipul caucazian, deci european, cu o siluetă astenică, să spunem. Dar în ultima vreme a fost demontat și mitul că persoanele grăsuțe nu fac osteoporoză sau că obezitatea ar fi un factor protector împotriva osteoporozei. Dimpotrivă, există și mecanisme inflamatorii asociate obezității, precum și modificări hormonale asociate obezității, care contribuie la pierderea de masă osoasă, așa încât obezitatea nu este un factor protector, așa cum era opinia larg răspândită, pentru sănătatea oaselor. Cum evoluează boala? Foarte mult timp boala evoluează complet asimptomatic, fără să știm nimic despre faptul că oasele noastre se subțiază încetul cu încetul. Primele semne care se descoperă de obicei sunt reprezentate de apariția complicațiilor, adică a fracturilor. Fracturile vertebrale, care determină dureri intense de spate, modificarea ale siluetei cu acea cifoză cocoașă care apare cu vârsta, scăderea în înălțime. De asemenea, pot apărea cu mai mare ușurință decât la persoanele care au o densitate minerală normală, fracturi la diverse niveluri, cel mai adesea șold și antebraț. Cum putem preveni apariția osteoporozei? În primul rând, stilul de viață sănătos. Evitarea sedentarismului, evitarea exceselor de orice fel în alimentație, deci o alimentație echilibrată care să conțină în fiecare zi nutrienți din toate grupele, atât proteine cât și glucide și lipide, echilibrat, fără un exces al energizantelor, stimulentelor, în special din categoria băuturilor carbogazoase. Dacă se poate, abandonarea fumatului este o măsură salutară pentru sănătatea sistemului osos. Și, după cum am mai menționat, evitarea consumului cronic, mai ales de alcool. Ce fel de exerciții fizice trebuie să evităm pentru a nu agrava afecțiunea? În cazul persoanelor care au deja osteoporoză diagnosticată, sunt de evitat traumatismele prin cădere, așadar sporturile de contact, sporturile de impact care se pot complica cu o căzătură, un traumatism, sunt de evitat. De asemenea, sporturile foarte solicitante, ca să zic așa, cum ar fi unele forme de aerobic, rugby, basket, lucrurile de genul acesta. În schimb, exercițiile de gimnastică aerobică mai ușoare, exercițiile de tip pilates sau tai chi, yoga,
stretching-ul, deci exercițiile de întindere și tonifiere musculară, dansul, jogging-ul ușor, nu propunându-ne performanțe sau viteză. Mersul pe jos în ritm mai rapid, exercițiile ușoare cu greutăți, cu gantere mici, cu greutăți mici, dar care să asigure troficitatea maselor musculare și activarea circulației, sunt utile și pentru metabolismul normal al osului. Calciul și vitamina D3 sunt foarte importante. Din ce alimente le putem lua? Vitamina D o putem lua din călbenușul de ou, din peștii de apă sărată în diverse preparate, din legume și fructe proaspete și din lactate într-o mai mică măsură. Despre calciu, binecunoscutele surse de lactate, de orice fel ar fi ele, dar de asemenea și oul și majoritatea legumelor. Este important de subliniat că mai important decât să urmărim calciul este să avem un nivel echilibrat de vitamina D. Studiile au arătat că deficiența vitaminei D în diverse grade, de la insuficiență până la hipovitaminoză, care are chiar manifestări clinice, este foarte răspândită în populație. Până la 80% din populația adultă are un nivel sub cel optim pentru vitamina D și asta face ca și metabolismul calciului să fie defectuos. Așadar, este important să punem accent în principal pe echilibrarea vitaminei D și ar fi util ca în rândul analizelor uzuale pe care le facem cu toții măcar o dată pe an sau la 2 ani, cel puțin o dată să vorbim cu medicul nostru și despre o evaluare a nivelului vitaminei D. Pentru a ști dacă e necesar să o suplimentăm, nu dacă e de ajuns să avem o dietă echilibrată sau chiar e nevoie să aducem un aport suplimentar din medicamente care conțin vitamina D. În ce ritm evoluează această afecțiune și ce se întâmplă dacă nu o tratăm? Evoluția este practic diferită de la caz la caz, contând și dacă se întâmplă doar în baza unor mecanisme oarecum fiziologice, să spunem cum e după menopauză, doar prin scăderea concentrației estrogenice sau contribuie și alți factori dintre cei pe care i-am enumerat. În general, se recomandă ca persoanele care au fost diagnosticate deja cu osteoporoză și cărora li s-a recomandat un tratament să facă o primă evaluare la un an după instituirea tratamentului și apoi, după cum le indică medicul lor curant, dacă această boală este ignorată, este cunoscută, dar ignorată, netratată, ea nu se va stopa de la sine, ci va merge spre pierderea din ce în ce mai accentuată de masă osoasă și alterarea calității osului și, într-un final, complicațiile de care ne temem și care reprezintă ceea ce vrem să evităm prin terapie, vor apărea, adică fracturile de fragilitate, fracturile instalate cu ușurință în urma unui traumatism minor care nu ar fi afectat un os bine mineralizat. Ce este și ce presupune efectuarea osteodensimetriei? Osteodensimetria DEXA reprezintă standardul de aur pentru diagnosticarea osteoporozei și pentru urmărirea tratamentului. Este o investigație foarte simplă, care durează doar câteva minute, este neinvazivă, complet nedureroasă. Presupune ca pacientul să fie poziționat pe o masă de investigare și densitatea minerală osoasă la anumite zone de elecție, coloană lombară, șold, antebraț, stabilite de către medicul care va face examinarea în funcție de ceea ce a evaluat la consult, se face
prin trecerea unui fascicul foarte îngust și focalizat de raze X, care măsoară densitatea minerală osoasă. Practic, este o investigație cu raze X, dar iradierea pe care o suportă pacientul cu această ocazie este nesemnificativă, e de 10 de ori mai mică decât o radiografie banală, așadar nu reprezintă un risc pentru sănătate. Nu necesită o pregătire anterioară prealabilă, un regim anume, pacientul nu simte niciun fel de inconveniente pe perioada desfășurării testului și poate imediat să primească rezultatul și să plece acasă fără niciun fel de perioadă de recuperare.